A, tu și iubirea, aici, baba și mitraliera era. Senzualitate de aici, dragoste de aici. Bă, dar ce te-a lovit? M-a lovit un dor de ducă, colega. Bă, da, știi ce nu înțeleg eu? Care e deosebirea în capul tău? Da. În capul tău. Capul meu. Între ziua de azi și peste o săptămână pe vremea asta. Păi de capul meu, e diferit tot. Ia, corect. Facem copii, ne mutăm la casă nouă, ajungem pe lună. În primul rând că nu mai scriu în fiecare zi unde plec. Asta era, ți era leneș. În al doilea rând, nu vezi că eu n-am scris atâtea foi nici la bac. Exact. În atâtea zile. În al doilea rând, faptul că mă pot plimba seara pe ștrasă. Ești frumos, pe trotuar, pac, mai văd licuriciu, mă mai uit pac în stânga, mai ești aici. Dacă vezi licuriciu, s-ar putea să primești un plici peste luminița. Nu primesc, oi. După care o iau așa ușor, mă uit la mol, care e închis. Da, asta zic, te uiți pe din afară. Dar nu toate sunt, că dacă care au intrare din bulevard, sunt deschise. Care? Azi, nu pot să zici acum. Mă mai duc la magazine, mai arunc cu noi la țoale. Stai puțin, că o să punem aceeași întrebare lui Constantin și Verei Măgureanu, care sunt în momentul ăsta în direct cu noi. Vă vedem, vă auzim, sperăm că și noi pe voi și voi pe noi. Vera, Constantin, să rămână, salut! Vă pupăm! Hristos a înviat! Adevărat, a înviat! Prima întrebare. Care e deosebirea între ziua de astăzi și peste o săptămână pe vremea asta pentru familia Măgureanu? Să vedem deocamdată, pentru că noi am fost foarte cuminți aici la țară. Ah, unde sunteți? Suntem la țară, Teo. Da, da, da. Dar unde? Că țara e mare, știi cum e. Undeva în județul Telorman. Perfect. Suntem la căsuța noastră, la conacul lui Antonio. Perfect, perfect, perfect. Tocmai în sudul țării, dragii mei. Vă salutăm de aici, din sudul țării. Uitați, vă salută și Florinel. Îl pupăm și noi pe Florinel. Dar patronul, uite-l pe patron. Patronul Antonio e... Da. Toate bucățile. Toată lumea. Antonio, cât le ceri chirie? Păi depinde. Depinde fiecare după posibilități. Da. Fiecare după posibilitatea lui. Acum pe criza asta, cred că la jumătate, Teo. Cine gătește la voi, dragii mei? Mama, mamaie, ne răsfață cu de toate, să știi că aici mâncăm bio. Da. Vreau să vă spun, dragilor, nu vreau să vă fac poftă, vă invit aici după această pandemie să luăm masa așa împreună. Aseară am pregătit, ce credeți? Ce am pregătit, domnul Măgureanu? El este bucătarul șef. Prepelițe. Prepeliță la ceaun. Dar mai dați-ne niște idei. Ce mai face mamaie? Că am rămas în criză de și bursucul și eu facem supă cremă. Auzi, Teo, vrei să-ți arăt ceva? Da, te rog. Să-ți arăt două elemente de la moșii și strămoșii noștri. Elemente vrem să vedem de la moșii. Unde e elementul de la moșii și strămoșii? Ia uite-le. Stai puțin. Să-ntoarcem camera. Ia, uite, fii atent, ia uite și aici. Aoleu, ce elemente. Moșii și strămoșii. Să vă arăt elementele, fii atent. Ma. Și acolo ce e băgat? E un țest, ma. Zile noi stăm aici după 12 martie. Asta se numește țest. Făcută pâine la țest, este ceva extraordinar. Și aici plita, dragilor. Și aici plita, ia uite, m-am trezit cu Vera azi dimineață, s-a dus la un vecin că a tăiat un porc, da? Și am luat și eu parte de porc, ia uite. Și faceți o pomară a porcului sau ce faceți? Da, exact, da. Bravo. Vă bateți joc de corp, asta, foarte bine, domne, până dar la urmă. Dar nu cred, mă. Dar nu v-ați îngrășat, nu în perioada asta. Mi-aș bate și eu joc de corpul meu, dar eu n-am. Hai să-ți mai arăt ceva. Da. La urmă, după ce se face pâinea aici, făcută de mamaia Lenuța, ia să vezi unde ne ducem noi și vă arătăm. Ia uite. Ce frumusețe de loc. Ce raiu pe pământ. Care mâncau moșii și strămoșii noștri. Dar credeți că vă mai întoarceți în București după asta? Da, ne întoarcem și aici e grătarul meu, ia uite.
Grătarul meu personal cu numele meu pe el. Bineînțeles. Avem prieteni care, da, după ce au stat vreo câteva săptămâni bune într-un rai ca al vostru, au zis, băi, noi nu ne mai întoarcem. Da? Nu, nu. Nu, pentru că noi suntem, avem activitate acolo. Întoarce tu. Corect, corect, corect. Așa, să întoarcem camera acum. Că... Așa, să vă vedem. De la pomana porcului. Mie mi se pare că voi ați rămas tot la forma inițială, adică iarăși mulți dintre prietenii noștri se plâng, băi, am pus 2 kg, am pus 5 kg, m-am îngrășat 15. Adică... Vă gândiți că o să ieșim, din această perioadă atât de silfist. Cred că o să fim cât China. Dar vreau să vă mai spun ceva. Eu sunt pescărușă, mă ocup cu pescuitul, eu și Florinelul. La ce dat? Da? La râmă și la mămăligă. Perfect. Secretul mămăligii. Da. Ce secret ai la mămăligă? Secretul mămăligii. Știu să-ți spun, știi de ce? Pentru că le cumpăr. Le cumpăr. Gata, făcute. La magazine de pescărie deja făcute cu aromă de căpșună, de mai ce este aroma, Florinelu. Dă sora mea la vanilie, ascultă-mă ce spun. Da, vanilie, că rupi două. Da, și noi mai asta, mergem acasă. Asta dacă nu e crapul sătul, că dacă e sătul, nu e. Dacă îi dă cineva înainte avem să mănânce, nu. Dar să bea frumusețe. Dă-i un caibăr! Acum în perioada. Așa, așa. Dragilor, vă pupăm din suflet, vă așteptăm înapoi acasă și la noi aici în platou, ne bucurăm că v-ați văzut și nu uitați, ușor cu pomara, că voia colesterolul razna. Lasă-mă, da, că nu-mi în gură, știi da. Ce da, zic? Bine că mănâncă ei fără mine, băi. Apropo, că mi-ai zis ce mai hai, vedem nu fi, noi. Nu știi? Fi, nu fi pufi, ca să înțelegeți. Ține cură de slăbire, da, și se roagă de familia Măgureanu pentru pomana, da, porcului, pe care, da, n-ar mânca-o. Ține are cură iștor și nu l-a gustat. Da. De unde țin graș și cură de slăbire? Auzi, știi ce mai vedem de săptămâna viitoare? Ce? Vedem gagici în parc. Da?